Primii sportivi și antrenori români care participă la Jocurile Olimpice au plecat astăzi spre Tokyo. Printre aceștia sunt reprezentanții din loturile de fotbal, box, canotaj, schimbă și tenis de masă. Mâine va pleca în Japonia și restul delegației. Obiectivul lor este să câștige pentru România cel puțin 4 sau chiar 6 medalii. Premierul Florin Câțu a fost la aeroport unde i-a încurajat pe sportivi. Și jurnaliștii TVR care vor aduce în casele dumneavoastră cele mai bune imagini și cele mai spectaculoase momente ale competițiilor au plecat spre Tokyo. Jocurile olimpice la TVR vor însemna peste 200 de ore de competiții olimpice comentate de cei mai buni jurnaliști sportivi ai televiziunii române. Fotbal, înot, atletism, gimnastică artistică, scrimă sau canotaj sunt doar câteva din sporturile care vor ajunge pe canalele TVR. Meciurile de fotbal de la Tokyo vor fi comentate de jurnalistul sportiv Emil Hosu. Vreau să terminăm cu bine grupa, vreau să ieșim din această grupă, nu va fi foarte complicat. Probabil și aș vrea să depășim momentul sferturilor de finală, acolo va fi un pic mai greu, pentru că după acel al patrulea meci ar însemna că vom juca pentru o medalie, că va fi finala mică sau că va fi finala mare. Delegația TVR va avea 12 persoane, toate cu temele bine făcute. Pentru jurnaliștii sportivi, documentarea Jocurilor Olimpice înseamnă sute de pagini de informații bine puse în valize. În bagajul ăsta are cam 20 și ceva de kilograme, până 23, că atât permite compania aeriană. Cred că am câteva kilograme de documentare, pentru că ne așteaptă o olimpiadă frumoasă, un drum lung până acolo. La natație avem o speranță mare, acolo sunt doi notători formidabili, Popovici și Glință, care înotă incredibil în ultima perioadă. De la matinalul TVR, direct la Tokyo, Dorin Chiotea va fi reporter special la Jocurile Olimpice, unde va urmări evoluția echipei României. Înainte de plecare, a promis transmisiuni și reportaje exclusive pentru telejurnale. Nu există oboseală, nu există limită de efort, nu există nimic care să ne împiedice și să mă împiedice să fiu aproape de sportivii României, pentru că Jocurile Olimpice reprezintă apogeul, atât pentru jurnalismul sportiv, cât și pentru orice sportiv din momentul în care se apucă să facă sport. Ca de obicei, hai România! Cel mai mare eveniment sportiv mondial va fi transmis la TVR în perioada 23 iulie-8 august. 101 sportivi fac parte din echipa României la Jocurile Olimpice de la Tokyo.